Cosmin o face o femeie ușoară pe Katinka când ea de fapt se dădea drept o femeie matură și elegantă. Cosmin o atacă brusc pe Katinka deoarece el crede că Robert o protejează, mai ales că este lider. Katinka va fi acuzată de toți băieții, în afară de Robert, că ea este falsă și stă în casă pentru premiu și nu pentru Robert. Însă Katinka spune că o pot vota oricând la eliminare. Ea le va demonstra că nu este pentru premium, ci ea este sinceră. Miercuri, Mihaela și Adelin stabilesc un date. Se pare că Mihaela se va îndrepta spre Adelin, noul concurent. Robert, evident deranjat de sclipire celor doi, le va pune bețe în roate. Adelin o trage la răspundere pe Mihaela și îi spune: tu ai dat de înțeles când am intrat eu în casă că nu ai vrut să intre nimeni și nu dorești pe altcineva, că vrei să fii singură. Mihaela îi spune lui Adelin că vrea să interacționeze cu el, dar nu îi poate promite că vor avea o relație. Robert, evident deranjat, încearcă să râdă pe seama discuției lui Mihaela cu Adelin și le pune bețe în roate cunoașterilor. Adelin deja pune presiune pe Mihaela și vrea din prima ca ea să fac niște pași prea mari în cunoașterea lui cu ea. Radu atacă și spune că Mihaela a spus clar pe live că nu își va face o relație nici în ruptul capului. Mihaela spune că ea nu a garantat asta, ci doar a spus așa. Laurențiu va scoate la iveală un detaliu uluitor despre Vlada. Tânăra îl admiră din umbră pe Adelin în ediția de luni. Tânărul a răbufnit și a înfruntat-o aprig pe Bianca, ajungând la schimb de replici acide și jignitoare. Robert, încă o lovitură cruntă pentru Mihaela. Stă cu piciorul pe el, Laurențiu va scoate la iveală un detaliu uluitor despre Vlada în ediția de marți. Lucrurile se vor precipita din nou. De această dată Laurențiu va declanșa o nouă situație delicată, în momentul în care o va întreba pe Vlada, noua concurentă din Casa Iubirii, dacă l-admira pe Adelin și dacă s-ar apropia de el în cazul în care nu ar fi Antoni în cadrul show-ului. Uimită de afirmațiile lansate de Laurențiu, Vlada va sublinia că nu s-ar apropia de Adelin, atâta vreme cât ea îl apreciază și îl admira pe Antoni și deja s-a stabilit o legătură destul de mare cu el. Laurențiu, dacă n-ar fi Antoni în casă sau dacă nu ai fi într-o cunoaștere cu el, te-ai putea îndrepta sau ai fi interesată de Adelin? Vlada spune: nu. Laurențiu spune: cum nu, că ai zis că da? Ți s-a părut greșit faptul că ești totuși interesată de el? Fiind într-o cunoaștere cu Anton și cu prima ocazie ai încercat să dai o contraputernică să se înțeleagă clar că n-ai nimic pentru Adelin, Anton spune. Oricum cât e Anton aici, greu trece ceva pe lângă el. Laurențiu spune: știu, dar important cum simte ea, că poate așa crezi tu, da. Și tot în ediția de marți, Katinka va merge din nou în casa băieților, unde va continua să se apropie de Robert din ce în ce mai mult. La un moment dat, concurenta va ridica un picior peste piciorul lui Robert, spre marea uluire a Mihaelei, care va privi cu aversiune tot ceea ce se va întâmpla cu fostul ei partener. Concurenții din Casa Iubirii au intrat în emisiune pentru a-și caută jumătatea, însă nu și-au imaginat că vor avea parte de experiențe ce îi vor marca și le vor deschide noi orizonturi despre iubire. În cea mai recentă gală, Lorena a ajuns în pragul eliminării alături de Julia, Katinka și Cosmin, după ce s-a aflat că a încălcat regulamentul. În cele din urmă, cea care a plecat acasă a fost Lorena, spre marea uluire și tristețea lui Laurențiu, care nu s-a așteptat că tocmai partenera lui de cunoaștere să fie eliminată. Aflați cum va reacționa Antoni și ce se va întâmpla în Casa Iubirii, marți, 7 noiembrie, de la ora 10 și ora 16:30. Marți, în Casa Iubirii, Laurențiu o va interoga pe Vlada.
Laurențiu dă de gol pe Vlada, Catinca își va pune piciorul în brațele lui Robert, Mihaela va izbucni de gelozie. Se pare că Robert și Catinca se apropie din ce în ce mai mult, iar Mihaela nu poate face nimic. Catinca și Robert vor sta de vorbă doar ei doi la masă, își vor petrece un timp prețios împreună și nu îi va putea deranja nimeni. Laurențiu bate apropauri că i-a văzut pe ascuns pe Vlada și Adelin. Adelin din față serioasă începe să râdă, ca și cum îl aprobă pe Laurențiu. Se pare că cei doi s-ar fi văzut în afara casei, deși Laurențiu o întreabă, dacă nu erai în recunoaștere cu Antoni, ar putea fi interesată către Adelin. Vlada spune, nu, însă are un mic zâmbet care demonstrează că această minte. Vlada a spus clar că este totuși interesată de el, dar astăzi neagă. Cu siguranță Vladei este frică să nu fie eliminată și nu știe cum să scape de Antoni. Antoni spune că, pe lângă el nu trece nimic, însă el nu știe ce se află în mintea Vladei. Vlada va intra în casa băieților și va sta lângă Adelin. Anoti va truba de gelozie. Se încin spiritele în casa iubirii. Bianca susține că a fost aspru criticată de Laurențiu, dar concurentul nu recunoaște tensiuni aprige în casa iubirii. Bianca și Laurențiu, schimb de replici aprige, săptămâna începe compromițător în casa iubirii. Se pare că tensiunile dintre Bianca și Laurențiu nu s-au ameliorat. Bianca are o reacție extrem de nervoasă în clipa în care află că Laurențiu i-a criticat aspectul fizic și comportamentul mai făcut acritură. Bianca a răbufnit după ce a fost criticată de Laurențiu. Nu ratați un nou episod din Casa Iubirii luni, Bianca și Laurențiu, la cuțite. Concurenții își vor spune replici acide în ediția de luni. Tensiunea crește luni în cadrul emisiunii Casa Iubirii. Bianca nu mai suportă situația dintre ea și Laurențiu, astfel, concurenta îi spune verde în față tot ce a auzit că a spus despre ea. Se pare că Șatena nu vrea să pună punct acestui subiect și continuă să facă noi dezvăluiri, mai făcut acritură, murătură. Să stau în banca mea e că nimeni nu mă vrea pe pământul ăsta. Ce ai mai zis, i-a spus Bianca lui Laurențiu, lucrurile vor scăpa de sub control în ediția de luni, 6 noiembrie, a emisiunii Casa Iubirii. Discuțiile dintre concurenți se vor accentua, iar fanii emisiunii matrimoniale vor avea parte de o ediție cu adevărat incendiară. Deoarece tinerii scot la iveală detalii șocante despre ei. Totodată, Ionuț va interveni și el în conflictul dintre Bianca și Laurențiu și va încerca să ia apărarea iubitei lui. Toată lumea se leagă de aspectul fizic al Biancăi. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă în casa asta, susține Ionuț. Discuțiile aprinse dintre concurenți se accentuează în fiecare zi în casa iubirii. Telespectatorii au parte de ediții din ce în ce mai picante. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor mai face, poți afla în ediția de mâine, rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea. Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de luni, 6 noiembrie, de la ora 10 și de la ora 16:30 de minute, la Canal D. Ai încălcat regulamentul. Andreea Mantea, anunț șocant pentru concurenții din Casa Iubirii. Ce urmează să se întâmple cu Lorena, duminică, 5 noiembrie, Andreea Mantea anunță că s-a luat o decizie în privința Lorenei, după ce a încălcat regulamentul de mai multe ori. Iată ce se va întâmpla cu tânăra concurentă, o nouă ediție incendiară Casa Iubirii va avea loc duminică, 5 noiembrie, la Canal D. Andreea Mantea va dezvălui ce se va întâmpla cu Lorena, ce se urmează să se întâmple cu Lorena. După ce a încălcat regulamentul de mai multe ori, săptămâna este pe cale să se încheie,
însă atmosfera rămâne agitată în casa iubirii. Deoarece lucrurile nu par să se liniștească, fiecare gală a emisiunii Casa Iubirii este marcată de multe tensiuni, emoții și chiar regrete. Astfel, lucrurile încep să scape de sub control în gala de mâine, iar unii concurenți vor fi puși la punct. Lorena a devenit una dintre cele mai controversate concurente din Casa Iubirii. Tânăra a fost de multe ori în centrul multor certuri, iar acum, concurenta va suporta consecințele alegerilor ei.